Acum avem însă o informație de breaking news. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a avut o scurtă reacție pentru că acesta este acuzat penal. Haideți să vedem ce a spus Nicușor Dan. Domnule primar, ce se întâmplă cu dosarul de la DNA, cu parchetul general? Sunt o felul de acuzații de spălare de bani, de fraude? Da. Azi toate acestea sunt acuzații. Sunt acuzații care sunt de competența DNA și DNA a zis că nu se susțin. Sunt acuzații care sunt de competența altor parchete și DNA a zis noi nu ne pronunțăm, trimitem la alte parchete să se pronunțe. În esență, toate sunt niște aberații. Și înțeleg că astăzi dosarul a ajuns la parchetul general, a primit număr de înregistrare, până acum ați fost chemat să dați lămurire în acest... Niciodată, nu, pentru că sunt niște aberații. O zi bună. Da. Totuși, cu ECOSUD ce se întâmplă? Ei spun că e fals în acte, că a fost o altă fundamentare. Cu ECOSUD este o chestiune nerezolvată încă din mandatul trecut, când Consiliul General trecut trebuia să ia o decizie să stabilească un preț care se aplice acestui furnizor de servicii de salubritate. O să încercăm să fundamentăm un nou preț care să fie echitabil și pentru operator și pentru noi și să intrăm în legalitate care trebuia făcut, cum am spus, lucrul ăsta trebuia făcut de un an și jumătate. Colegul meu, Radu Tiliță, a luat în exclusivitate această declarație primarului Capitalei. Explică-ne, Radu, spune că sunt aberații, dar am văzut clar acele acuzații care îi se aduc. Bună ziua, Andreea, bun găsit tuturor. Așa este, primarul general al Capitalei susține că sunt niște aberații. Asta deși cei din DNA au predat dosarul către parchetul general, susținând foarte clar că există motive solide să se continue ancheta împotriva primarului general Nicușor Dan pe acuzații legate de spălare de bani sau înșelăciune. Cel mai probabil, dacă astăzi a ajuns dosarul la parchetul general, zilele următoare ne-am putea întâlni cu primarul general al Capitalei sau ne-am putea lovi de situația în care acest asta este chemat să aducă lămuriri în dosarul în care este cercetat în acest moment, așa că toată această situație este abia la început. Am putea descoperi lucruri extrem de importante și interesante la adresa lui Nicușor Dan. Mulțumesc, Radu Tili.